Vreau să am să încerc pe scurt să vă readuc în atenție faptul că anumite nemulțumiri sau necorelări cu partenerul nostru de guvernare au condus de-a lungul timpului și la această nemulțumire care a sfârșit în ziua de 26 august prin retragere la guvernare. Vă amintesc în primul rând și în primul rând că nu am reușit să stabilim cu partenerii noștri o consultare constructivă vis-a-vis de subiectele care urmau. Ori să fie în ședință de guvern, ori să fie la trecere de vot prin Parlament. Și aici aș pomeni, știți foarte bine că am avut propunere legislativă privind alegerea primarilor dintr-un tur, unde noi, ALDE, am propus în cadrul Alianței ca primarii să fie aleși în două tururi, tocmai pentru o mai bună reprezentativitate. Partenerul nostru de guvernare a avut alt punct de vedere și a stabilit majoritate potrivit căreia primarii vor fi în 2020 aleși dintr-un singur tur. La fel, nu am căzut de comun acord asupra ordonanței de urgență, ultima dată, nu mai știu numărul, ordonanța 40, privind alegerea președinților de consilii județene în vot uninominal și cu un singur tur de scrutin. Și noi, deci, nu ne-au consultat, n-au avut loc discuții care să motiveze apariția acestei ordonanțe de urgență, a trecut și, mă rog, în 2020, potrivit acestei ordonanțe, dacă cumva nu va fi schimbată pe traseu, dar cred că nu mai e timp pentru că e timpul foarte scurt, vom avea alegerea președinților de consilii județene prin vot uninominal și într-un singur tur. Știți foarte bine că am avut rezerve exprimate de președintele partidului și de toți comunicatorii noștri la nivel național referitor la remanierea nemotivată a ministrului Justiției Tudorel Toader, care era susținut de noi în guvern, e adevărat, pe un post negociat pentru partenerii noștri. Nu mai vorbesc de ordonanța 114, care știți foarte bine, domnul Tăriceanu a ieșit public și a arătat inconvenientele pe care această ordonanță le avea la acea dată, din câte știm. Știți foarte bine, mai ales în sectorul energetic, observațiile noastre nu au făcut obiectul unei discuții comune și cu atât mai mult și modificarea respectivelor articole. Ca să nu mai vorbim de nominalizarea comisarilor europeni, cel mai recent gest politic pe care partenerii noștri l-au făcut fără consultarea prealabilă cu partenerii, cu partidul nostru. O altă componentă a acestui context politic care s-a creat și care au condus la retragerea din guvern a fost refuzul repetat al premierului PSD privind restructurarea guvernului și prezentarea lui în Parlament. Știm cu toții că au fost niște propuneri legate de comasarea unor ministere, de reducerea numărului de secretari de stat, de reducerea personalului din cabinetele demnitarilor și multe altele. Ca într-un final exact înainte de ieșirea noastră la guvernare, subiectul legat de rectificarea bugetară și de faptul că bugetul în opinia specialiștilor ALDE nu se închidea corect, era pe un deficit bugetar care depășea procentul acceptat de Comisia Europeană, a fost subiectul care ne-a determinat într-un final să hotărâm în delegația permanentă din 26 mai cu majoritate covârșitoare de voturi să procedăm la ieșirea de la guvernare. Ieșirea de la guvernare este un gest politic, este prevăzut în Constituția țării. Partidul Social Democrat își va alege drumul și va proceda de cuviință. Noi rămânem din acest moment un partid de opoziție. Ca o completare la ceea ce a spus domnul președinte Avram, eu aș vrea să vă spun că pe lângă aceste motive pe care le-a enunțat dânsul, mai sunt multe alte lucruri, în special
le-aș numi din eșalonul 2, dar care au contribuit decisiv la această decizie de a ieși de la guvernare. Eu, așa cum am declarat și zilele trecute, nu am simțit un parteneriat în toată această perioadă de guvernare. PSD-ul ne-a tratat superior în permanență în discuțiile pe care le-am avut, ori nu poți să faci acest lucru în permanență. Mai suntem oameni și mai putem tolera ca uneori să acceptăm anumite lucruri. Mai mult, după alegerile europarlamentare, noi am înțeles votul pe care românii l-au dat și că trebuie să facem ceva în acest sens. Se pare că partenerii noștri, sau foștii deja parteneri ai noștri de guvernare, nu au vrut să înțeleagă absolut nimic din acel vot și e treaba domniilor lor. Noi vrem să ascultăm ceea ce cetățenii au vrut să ne spună prin acel vot și să fim în ton cu așteptările lor. Eu cred că acesta este gestul care se cuvenea făcut imediat după alegerile europarlamentare. Eu personal am făcut acest gest în cadrul biroului politic. Colegii mei mi-au acordat mandat în continuare, fapt pentru care am luat decizia zilele trecute, după ședința de guvern de marți, să ne depunem demisiile în bloc. Pentru mine este foarte simplu. Discuțiile pe care le-am avut cu colegii din partid, cu colegii de aici, de la județ, decizia era luată, oricum la începutul sesiunii parlamentare îmi depuneam demisia din funcția de ministru, motivat și de faptul, pe lângă toate aceste nemulțumiri, neîmpliniri ale parteneriatului, de modul cum se lucrează în guvern. Eu sunt frapat de lipsa de viziune, în primul rând, pe care România sau de care România aduce lipsă astăzi prin guvernare. Nu pot, nu mi-am imaginat niciodată că dacă la nivel local avem strategii, avem proiecte care se derulează pe mai mulți ani, la nivel guvernamental, multe dintre deciziile care s-au luat, s-au luat pompieristic. Adică după ce am văzut efectul unor lucruri care nu erau tocmai în ordine. În ceea ce mă privește ca ministru, pentru că mi-am încheiat un mandat de ministru, unul dintre cele mai lungi mandate în conducerea acestui minister, am urmărit în principal să avem o administrație eficientă. Sunt acum în măsură să vă spun că am fost singurul ministru care a venit cu restructurarea ministerului și s-a făcut prin hotărâre de guvern acest lucru, am redus cheltuielile permanent în cadrul ministerului, am implementat în această eră digitală tehnologii moderne de comunicare și de transfer documente prin e-document, implementează ministerul la această oră un proiect cu finanțare europeană care va îmbunătăți activitatea ministerului și va răspunde așteptărilor acestor provocări moderne și, bineînțeles, tot ceea ce a însemnat relația cu Parlamentul României, asta mi-a fost și mai facil, fiind și senator, fapt pentru care vă garantez că și în continuare, ca senator ales al circumscripției Bacău, voi urmări procesul legislativ din Parlament, inclusiv ceea ce vine pe linie guvernamentală. În paranteză fie spus, marți am adoptat prioritățile pentru cea de-a doua sesiune parlamentară în cadrul ședinței de guvern. Aceste priorități vor fi transmise celor două camere ale Parlamentului și vom urmări implementarea lor. Îmi doresc ca, așa cum am spus-o de fiecare dată, o repet și astăzi, ca întreg cadrul legislativ românesc să fie un cadru legislativ suplu, eficient, ușor de înțeles din partea tuturor cetățenilor. La ora asta, România are totuși o legislație stufoasă, de multe ori foarte multe acte normative care
vin în contradicție sau își suprapun domeniile de competență, le-aș numi. La fel ca și ceilalți colegi ai mei, și eu m-am pus la dispoziția partidului, sunt solidar cu toți membrii de partid, în demersurile făcute atât de conducerea centrală cât și de cei de la județ. Mai sunt încă președintele, până nu apare hotărârea de guvern, mai sunt încă președintele Agenției Naționale de Protecție a Mediului. Am să încerc în câteva cuvinte să vă explic ce înseamnă de fapt și de drept această agenție. Știți foarte bine că tot ce înseamnă proiecte de nivel național, proiecte de interes național, trebuie să aibă un act de reglementare de la Agenția de Protecție a Mediului. Știți la fel de bine că toate criticile apărute, cel puțin când am ajuns eu în martie 2017, toate criticile referitoare la investițiile care erau în România erau prima dată pe mediu, că nu obțin acordurile de mediu. Într-adevăr, în momentul în care eu am preluat mandatul de la guvernul tehnocrat, cam așa stăteau lucrurile. Discutând despre autostrăzi, nu neapărat că ele ar fi cele mai importante, pentru că sunt și multe alte proiecte importante, dar discutând despre autostrăzi, într-adevăr, erau proiecte de autostrăzi care stăteau la Agenția de Protecție a Mediului de 3 ani și jumătate. Într-adevăr, din cauza aceasta, nu puteau să fie executate aceste autostrăzi. Dar, în tot mandatul meu, am emis acorduri de mediu și am revizuit acorduri de mediu pentru 698 de kilometri de autostradă. Toate aceste acorduri de mediu au fost date titularului CNAIR, care, bineînțeles, au început să treacă la executarea acestor autostrăzi. La ora aceasta nu mai avem la Agenția Națională de Protecție a Mediului niciun proiect care să stea la noi referitor la autostrăzi. Vreau să vă spun că eu sunt inițiatorul hotărârii de guvern numărul 75 referitor la viza anuală pentru autorizațiile și autorizațiile integrate de mediu. Ce se întâmpla până atunci, până când a apărut acest HG75? Toți agenții economici care au autorizații de mediu, odată la 5 ani trebuiau să vină și să reia din nou procedura de autorizare pentru mediu. Și atunci am zis să vină în sprijinul agenților economici pentru cei care desfășoară de fapt și drept aceeași activitate, au desfășurat timp de 5 ani de zile aceeași activitate și vor desfășura în continuare aceeași activitate, această autorizație să nu mai vină să își mai piardă timpul încă un an de zile, pentru că cam așa este procedura unei autorizații de mediu, conform reglementărilor în vigoare, să mai stea încă un an de zile pentru o autorizație de mediu. Acest HG75 într-adevăr a fost un succes pentru agenții economici și au obținut foarte repede viza anuală, însemnând maxim 30 de zile să poate obține. Deci și este o economie și de bani și de timp și de tot absolut pentru agenții economici. Bineînțeles că și pe plan local avem și noi o contribuție la șoseaua de centură. Noi am făcut acordul de mediu pentru șoseaua de centură, care se realizează, vedeți, acum. Referitor la, tot pe plan local vorbim, referitor la halda de fosfogips, vestita halda de fosfogips, care nu se știe ce cu ea de atâta timp. Vreau să vă spun că am fost tot inițiatorul și am dat obligațiile de mediu lichidatorului, care cred
că într-o perioadă cât mai scurtă va începe lucrările pentru închiderea acestei halde de fosfogips. Sigur, mai sunt probleme care țin strict de lichidator, dar cel puțin din punct de vedere al mediului, noi am dat deja obligațiile de mediu pentru aceste, pentru închiderea haldei de fosfogips. În colega dumneavoastră, nu mai știu, șef de organizație județeană, ce spune, nu le ține exact din vest undeva, chiar clama, mă ajut eu de la Arad. De la Arad, era, da. Da, ai și cu o declarație. Da, ai și cu declarație și a spus, domnule, noi vrem să colaborăm în continuare pe plan local și nu știm ce se întâmplă la nivel central, care au fost cauzele, n-am înțeles. Noi vrem să colaborăm pe plan local cu PSD în continuare. Asta și voiam să vă întreb. Avem situații, au fost situații chiar punctuale, în ședințele Consiliului Local de-a lungul timpului. Și, dar fiind configurația politică a acestui Consiliu Local, un vot, două fac diferența în trecerea unui proiect sau blocarea lui. Deci, punctual, cum ați vreți să vă răspundeți față de declarația colegului de la... Da. Pot să înțeleg declarația colegului meu numai în contextul în care dânsul a făcut referire la ceea ce am numit eu dintotdeauna proiectele care interesează direct cetățeanul. Nu borgolii de partid, nu excese ale impunerii unor proiecte care să vizeze rezolvarea parțială a proiectului sau... Deci, da, da. Este... Nu. Ce spune că o caracterizează felul? De ce? Pentru că în momentul în care există un proiect și noi sunteți în opoziție, ar trebui să fiți, să aveți vot, un veto, da? Categoric. Față de ceea ce înseamnă veto, puterea, interesul general și asta e o chestie care trebuie circumstanțiată și nuanțată. Da, da. Tocmai explicam ce intră în viziunea mea la expresia interesul general. Dacă o să, o să intrăm mai în amănunt, dacă vreți să intrăm mai în amănunt... Vreau să dau eu un exemplu concret. Se vine într-o ședință de consiliu local județean cu un proiect de drum pentru o comunitate. Dacă acel drum se oprește unde se termină PSD și unde începe ALDE, și știți la ce mă refer, atunci consilierii noștri o să le recomandăm să fie împotriva acestui lucru. Drumul trebuie să înceapă dintr-un cap, să ducă până în capătul ălaltul, nu până la jumate pe segmente politice. Drumul nu are culoare politică, iar șoferul și conducătorii auto care circulă pe drum nu interesează ce primar e în localitatea aia. Despre asta e vorba. Și e vorba... Da, da. Și punctual este vorba de, de drumul național... Nu, eu m-am referit, de exemplu, la cel de la... Nu, drumul județean de la poduri la Berzunți, care s-a oprit la limită și o discuție de 3 ani în Consiliul Județean. Pentru așa ceva. Pentru un kilometru care n-a vrut să-l facă Consiliul Județean. L-a oprit, da. Da, s-a oprit la limita PSD. Acolo, deci, așa ceva este de neacceptat pentru noi. Și ia uitați că încep să vă spun din nemulțumirile mele din județ. Da, dacă e să vorbim la ora bilanțului, să vorbim și de eșec. Ce vă asumați din eșecul acestui guvern, care e aproape logică întrebarea mea, chiar dumneavoastră a spus, domnule fost ministru, că e un guvern care nu funcționează sau care nu reprezintă România în modul, nu merge mecanismul așa cum ar trebui. Deci, e, și chestia că nu s-a închis cu cele 9 miliarde și deci, întrebarea mea este următoarea. Ce v-a asumat din eșecul acestui guvern, din greșelile, din erorile majore făcute, atât în justiție cât și în economie? Bun. În cadrul ministerului pe care l-am condus, da, aș putea să, poate, am avut și zile mai proaste când n-au ieșit lucrurile așa cum ne-am propus. Dar, în principal, eu nu am avut obiective majore cu care să ies în spațiu public. Acest minister este un minister care creează conexiuni, da? Și este un minister care produce documente și nu alte lucruri palpabile. O să vă spun că o să tragem concluzia ziariștii că ați luat leafă de pomană. Nu, vă spun că în administrație să ai un document bine făcut este mare lucru și care îți dă garanția că și lucrurile care vor urma au o temelie
bună și sunt așezate bine. Deci, între a spune că ne-am făcut treaba foarte bine și a avea eșecuri, noi suntem undeva, eu spun, spre... Mulțumiți? Eu sunt foarte mulțumit de activitatea în minister. Nu, să transcend de puțin situația din minister. Chiar am ce să vă întreb în relația cu Parlamentul, decât conjunctural, ținând cont că a funcționat și Parlamentul cum a funcționat. Dar eu vă întreb transcendând puțin și... Dacă doresc să răspundă și... Haide, a avut vicepremier, au fost acolo, au fost... Iată, situația din justiție care, în momentul de față, e dauna cu cei de la guvernare sub presiunea astăzi a evenimentelor, Caracal și așa mai departe. Lucrurile nu mai sunt cum erau în urmă cu un an. Ori asta, pentru mine, cel puțin, înseamnă o recunoaștere a unui eșec sau un eror de strategie în domeniul justiției, dacă este vorba doar de justiție. V-am răspuns deja, cred că, sau aș vrea să subliniez din nou. Vă. Ce m-a surprins negativ este lipsa de viziune a Guvernului României. Eu vă spun că Guvernul României nu știe ordinea de zi sau în ciornă să aibă ordinea de zi a ședinței de guvern de peste o lună. Dom'le, eu cât am fost primar, eu știam proiectele de hotărâri de Consiliu pe care le propun în iulie, în august, în septembrie. Aveam o viziune a ceea ce se întâmplă. Adică, nu știu, da. Poate nu e așa în guvern, dar pe mine... Să știa. Mai exact și punctual, ca să fim pragmatici, să vii cu ordonanță de urgență, l-a avizat la mine la minister, ca să vorbesc despre mine, cu o zi înainte... Mai mult, stați să vă mai dau un exemplu. Să avizez la ora asta, pe anul acesta, am avizat peste 50 și de ordonanțe de urgență, cred că aproape 60, din care au fost promovate doar câteva. Și atunci vă întreb eu, unde a fost urgența dacă ele n-au mai fost promovate? Deci se lucrează pompieristic. Bun. Împotriv, care este partea pe care vă asumați? Ați fost la guvernare. Acum nu puteți posta niște fecioare. Dom'le, noi am luat numai lucrurile bune, am fost împiedicați, am fost... Probabil dacă aici era ministrul energiei, ministrul mediului, da, care au avut... Deci eu pot să vă spun și dacă vă uitați pe acel monitor, o să vedeți acolo activitatea asta care spuneți că mi-a luat... Unii ar spune că mi-a luat leafa degeaba. Ia uitați acolo niște cifre, nu, e o glumă, da? Deci, 550 de proiecte de legi care au trecut prin acest minister, da? Din care 222 de proiecte de lege și diferența sunt ordonanțe de urgență sau de guvern. Am lucrat și am propus spre adoptare în guvern aproape 1000 de puncte de vedere care privesc inițiative legislative ale parlamentarilor. De asemenea, parlamentarii pe controlul parlamentar pun întrebări și fac interpelări. Ia uitați, sunt peste 10.000 de întrebări și peste 4.000 de interpelări pe care acest minister pe care l-am condus, de asta vă spun că e mai multă birocrație în acest minister, dar trebuie făcut acest lucru. Este obligație constituțională ministru să răspundă interpelării parlamentarilor. Și dumneavoastră presa, observați că văd în articolele dumneavoastră diverse trimiteri la parlamentari care au făcut interpelare, care au făcut au adresat o întrebare unui ministru și au obținut niște informații pe care le folosiți în documentarea dumneavoastră în spațiu public.